Fiți atenți la ce cumpărați și mâncați. Polițiștii și reprezentanții ANSA au găsit mai multe nereguli la o secție de producere a cărnii. Astfel, în urma verificărilor, au fost constatate abateri la producerea și depozitarea produselor și semifabricatelor din carne în condiții sanitaro-igienice necorespunzătoare, precum și lipsa actelor de proveniență asupra unui lot de marfă. În aceste condiții, producția în valoare de circa 100.000 de lei a fost confiscată, iar conducerea întreprinderii riscă o amendă de până la 15.000 de lei. Precizăm că poliția urmează să continue verificările la secțiile de producere a cărnii.